Echipa de basket 3x3 a orașului Chișinău și-a apărat trofeul regional de la Odessa după ce au reușit pentru al doilea an la rând să se califice în etapa finală a Ligii de Basket Stradal din Ucraina. Echipa de basket Stradal a orașului Chișinău a devenit campioană a etapei regionale de la Odessa a Ligii de Basket 3x3 din Ucraina. Formația din Republica Moldova a câștigat faza regională după ce s-a impus la limită 15-14 în semifinale contra echipei Play din Odessa. În finală, fetele noastre au trecut lejer de Mobi Kiev cu scorul de 15-5. 7 echipe feminine și 24 masculine au jucat în etapa de la Odessa. Campioanele se vor întâlni în faza finală din luna august la Kiev. Este pentru al doilea an la rând când chișinăuiencele câștigă etapa regională de la Odessa.